Bună seara, mă numesc Burtea Andrei Mihai, sunt din Sinaia și am fost la poliția orașului Sinaia, acum două seri, niște persoane au început să mă înjure pe oraș, mi-a agresat injurii la familia și la toate astea. Am fost la poliția orașului Sinaia, nu s-a luat nimic în considerare și m-a chemat a doua zi să vin la poliție. Când am plecat de la poliția orașului Sinaia să mă îndrept spre casă, a început să mă bată. A sărit la mine și a sărit la bătaie acele persoane. Poliția de la orașul Sinaia n-a luat nicio măsură. Tot pe mine m-a încătușat, tot eu sunt vinovat. Acum o jumătate de oră a vrut să dea cu mașina peste mine tot acele persoane, copii la persoana aia. Am fost la poliție Sinaia și nu m-a luat nimeni în considerare, nici nu s-a uitat la mine, a fugit și mi-a zis să mă duc acasă. De ce se întâmplă? Ce pot să fac? Să-mi dau foc în față la oraș? Pentru ce? Pentru că nu se face dreptate. Vă rog frumos să-mi ascultați și mie această durere și vă mulțumesc.